Bun găsit! Din nou împreună la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. Stăm de vorbă cu David Goran, pastor al Bisericii Sfânta Treime din Alba Iulia și doctor în teologie și încercăm să aflăm răspunsul la o întrebare spinoasă. Avem baze biblice pentru a practica botezul copiilor mici? Ne întâlnim în faptele apostolilor cu anumite exemple în care Pare a fi botezați copiii într cât fac parte dintr-o familie, iar toată familia a fost botezată. Cum să înțelegem acele texte în care toată casa cuiva a fost botezată? E adevărat că în cartea Faptele Apostolilor apar mai multe cazuri în care se specifică că a fost botezat el în cazul temnicerului și toată casa lui sau ea și toată casa ei. Uh, acum, mulți văd în aceste texte un botez al casei sau al întregii familii, și implicit uh, al unor copii mici care ar fi existat în aceste familii. Uh, textul biblic nu precizează prezența copiilor, dar cred că nu asta este cel mai important aspect. Și dacă ne uităm la aceste texte, observăm că înainte, în contextul imediat apropiat, se menționează activitatea de propovăduire a apostolilor, care o au mai întâi asupra celor care sunt acolo în casă. Așa cum este cazul temnicerului din Filip, a propovădit Evanghelia lui și tuturor celor din casa lui, iar textul spune a crezut în el, adică în Hristos, el și toată casa lui. Ceea ce ne arată două aspecte, că este vorba despre membrii ai familiei care au fost expuși mai întâi unei prezentări a Evangheliei, dar care și-au și exprimat acordul credinței sau și-au pus încrederea în Hristos pentru iertarea păcatelor. Un caz foarte dezvehiculat este cel al casei lui Ștefana din 1 Corinteni, de la începutul epistolei. A botezat toată casa lui Ștefana, spune Pavel. Dar aceeași epistolă, dacă o citim integral, la final ni se spune că, iată, casa lui Ștefana s-a pus în totul pentru sau în slujba Domnului. Iar verbul folosit acolo a se pune în slujba Domnului, așa cum apare el în originalul grecesc, are de a face cu slujire evident. Deci ne dăm seama că erau vorba niște oameni care slujeau cauza Evangheliei într-un anumit sens, ceea ce din nou nu prea indică spre prezența unor copii în aceste familii. De fapt în primele secole avem puține evidențe din istoria bisericii în privința existenței unui botez al copilor mici. Didahia, care este considerată prima sursă a creștinismului, imediat după încheierea canonului Noului Testament, vorbește despre cei care vin la botez ca oameni aflați la vârsta responsabilității, care au trecut prin calea morții și autorul explică ce înseamnă asta. Furt, viclenie, adulter, tot felul de fapte, de lăcomie și așa mai departe, dar mai apoi au cunoscut și calea vieții. Botezul este administrat într-o apă curgătoare, iar ulterior cel care a trecut prin botez poate participa și la administrarea Euharistiei sau a cinei Domnului. Și în Secolul 2, chiar până spre începutul secolului 3, îl avem pe Tertulian. Avem pe alți părinți ai bisericii care s-au opus botezului copiilor mici când acesta începe să apară. Tertulian, spre exemplu, spune: De ce să pui în pericol pe naș, care substituiau, într-un anumit sens, credința copilului? Să-i lași să vină la botez când vor crește mari și să înțeleagă de ce vine. Sigur, botezul copilor mici a fost pus pe seama faptului că el ar înlătura păcatul adamic sau vinovăția pe care omul o are prin a moșteni de la Adam păcatul strămoșesc. Dar au fost părinții ai bisericii chiar mai târziu, în secolele 4-5, care n-au fost de acord cu botezul copilor mici. Și aș aminti pe părinții capadocieni. Vasile cel Mare, Grigore de Nisa și Grigore de Nazians, care toți trei s-au botezat ca oameni aflați la o vârstă a responsabilității, în care își puteau asuma singuri credința creștină, deși proveneau din familii de credincioși. Eu cred așadar că, uitându-ne la textele biblice și rămânând fideli lor, nu avem un argument fără urme de îndoială asupra faptului că acolo ar fi fost prezenți copii mici. Și de fapt, chiar și unii teologi reformați recunosc că nu putem să rămânem strict pe aceste texte pentru a avea argumente în privința botezului copiilor mici. Așadar, o citire coerentă și consecventă din punct de vedere teologic a Sfintelor Scripturii elimine posibilitatea botezului copilor mici.